Spectacol total oferit de cele două echipe din Deva calificate în Final Four-ul Cupei României la futsal care se desfășoară la Galați. Lideri în seria 1 și creditați cu prima șansă, cei de la Auto Bergamo s-au întrebuințat serios pentru a trece de Concitadina ACS West divizionară secundă. În cele din urmă, Auto Bergamo s-a impus cu 5-4 după prelungiri, dar cei de la ACS West merită toate felicitările pentru jocul prestat. Mulțumesc frumos pentru felicitările, merită întreg lotul de jucători care, după cum au văzut toți telespectatorii și destui de mulți spectatori care s-au adunat în sala sporturilor de la Galați, și-au dorit într-adevăr victoria. Am ajuns într-un punct culminant, să zic așa, anul ăsta. Ne-am bucurat că totuși și după meciul cu Auto Bergamo am rămas neînvinși în campionat, pot spune așa, că într-adevăr, într-un meci de cupă, cineva trebuie să meargă mai departe, cineva trebuie să plece acasă. Cei care am plecat acasă am fost noi de data asta. Toate că după joc, mulți ne-au spus că meritam măcar să ajungem la loviturile de departajare. Adrenalina a fost într-adevăr la un nivel ridicat în sală. Eduard Covaș, președintele de la ACS West, a recunoscut meritele adversarilor de la Auto Bergamo și crede că, prin jocul prestat, cele două echipe au făcut o excelentă propagandă futsalului din Deva. Băi, ați văzut, eu te-am spus că mergem să jucăm. Am simțit că putem juca. Adică eu zic că n-am făcut, cel puțin pentru futsal am făcut o propagandă bună. Două echipe din Deva, eu zic au arătat un meci nu bun, foarte bun. Da, din toate punctele de vedere, și spectacol, și dăruire, și faze frumoase, că și golurile s-au marcat pe lângă. Am lovit de trei ori bara prin Ionuț Florea. Ei au avut ocaziile lor, deci nu contest să vede calitatea jucătorilor, e altceva, dar am arătat că și la noi în România găsim niște jucători care pot să facă față. Pentru cei de la ACS West Deva urmează o perioadă foarte încărcată, punctul culminant fiind turneul de calificare în Liga 1, pe care conducerea actualei divizionare secunde speră să-l poată amâna. Noi ne propunem, mergem serios și la acest turneu, chiar dacă rezultatele nu mai contează, noi fiind deja calificați. Un pic ne deranjează faptul că Federația vrea să facă turneul de calificare imediat în săptămâna următoare. Noi am avut o lună foarte, foarte încărcată. Noi fiind amatori, se pare puțin deplasat să ni se comaseze 15 meciuri oficiale într-o singură lună. Nu știu unde de ce este așa grabă de a finaliza niște competiții, cum a fost și Cupa României, e totuși 2021-2022. Cupa României s-a disputat într-un decurs de 6 săptămâni. Da. La fel, aș dori chiar am să fac o hârtie către Federație în cursul zilei de astăzi, să încercăm să amânăm puțin turneul final. De partea cealaltă, deși calificați în finală, unde vor juca cu gazdele turneului United Galați, care au învins cu 5-1 pe FK Odorhei, cei de la Auto Bergamo nu erau mulțumiți de jocul prestat. Dorin Popa, președintele de la Auto Bergamo, s-a declarat nemulțumit de condițiile de la Galați și a anunțat că se vor lua unele măsuri pentru ca echipa să schimbe atitudinea pe finalul de campionat. Cât despre finala cupei, cei de la Auto Bergamo cred că pornesc cu șansa a doua. Nu vreau să vorbesc despre meciul acesta, vom vorbi de mâine încolo despre acest meci. Așa, ce vorbesc despre ce va fi, astăzi va fi finala, normal plecăm cu șansa a doua, Galațul joacă pe teren propriu, e foarte important lucrul acesta, noi am avut mari probleme și cu cazarea acolo, cu aglomerația aceasta, cu refugiații, a fost gândit foarte prost desfășurarea turneului la Galați. Nu s-a luat în considerare acest aspect și doar abia cu o zi în urmă le-am putut asigura o cazare cât de cât decentă și la niște prețuri exorbitante. Așteptăm meciul,
să vină, nu știu, e un trofeu, un joc, trebuie să fie conștienți toată lumea că e foarte important acest lucru și să dea totul să iasă bine. Vom vedea ce va fi, va fi, oricum va trebui să reanalizăm totul pentru fazele finale ale campionatului. Finala Cupei României la futsal dintre United Galați și Auto Bergamo-Deva se va disputa astăzi cu începere de la ora 18 și va fi transmisă în direct pe Digisport 4.